în această seară, la ora 21, județul Mehedin se află sub incidența atenționării meteorologice Cod Galben, ce vizează instabilitatea atmosferică temporar accentuată, conform informării transmise de către Administrația Națională de Meteorologie. Sunt prognozate frecvente descărcări electrice, averse torențiale, intensificări ale vântului, rafale în general de 55-65 de km pe oră, Vigeli și grindină. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30 de litri pe metru pătrat. Având în vedere posibilitatea averselor cu acumulări de apă, recomandăm cetățenilor să ia măsuri de curățare a șanțurilor și rigolelor în vederea evacuării normale a apelor pluviale. În situația manifestării vântului puternic, aceștia sunt sfătuiți să întrerupă orice activitate desfășurată în aer liber și să se adăpostească în imobile sau spații închise care să le asigure protecția. Parcarea autoturismelor se va face în zone ferite, la distanță față de copaci, stâlpi de electricitate sau alte obiecte care ar putea răni prin cădere. Dacă se află în autovehicul, cetățenii trebuie să se îndepărteze pe cât posibil de zona în care vântul suflă cu putere și să rămână în interiorul acestuia purtând centura de siguranță. Informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență sau alte date utile despre manifestarea fenomenelor meteorologice periculoase pot fi obținute prin accesarea portalului fipregătit.ro sau prin intermediul aplicației DSU, care poate fi descărcată gratuit din Google Play Store și App Store.